Astăzi vorbim despre ce a strigat Elena Ceaușescu înainte de a fi executată la Târgoviște. Dacă știm ce a strigat Nicolae Ceaușescu, asta este foarte clar. A strigat trăiască Republica Socialistă România, moarte trădătorilor, istoria mă va răzbuna. Elena Ceaușescu a strigat împreună am luptat, împreună să murim, în timp ce era legată de către soldați. Și știm că a fost alături de soțul ei, președintele, fostul președinte Nicolae Ceaușescu, până în ultima clipă a vieții sale. Elena Ceaușescu a cerut să fie executați împreună. Ultimile cuvinte rostite de Elena Ceaușescu au fost în legătură cu soarta ei și a soțului, în drum spre execuție. Și Nicolae Ceaușescu a avut ceva de zis, a remarcat că procesul a fost o mascaradă și a spus că puteam fi împușcați fără această mascaradă. Procesul a fost într-adevăr o mascaradă, au recunoscut până și cei care au fost în completul de judecată sau chiar unul dintre avocați, cel care... avocatul Lucescu, care a murit, spusese înainte să moară într-un interviu că a fost o mascaradă, a fost un proces care nu a respectat nicio lege. A fost un proces controversat, nu a respectat regulile după care se realizează un proces într-o instanță, s-au încălcat o serie de norme procesuale, a lipsit actul de sesizare și nu s-a înregistrat niciodată un astfel de document. Inculpaților nu li s-a transmis dinainte acuzațiile pentru care aveau să fie condamnați la moarte. În acea vreme, legea nu permitea aplicarea pedepsei cu moartea decât la 10 zile de la pronunțarea unei sentințe definitive și irevocabile a verdictului. Soții Ceaușescu au fost de altfel ultimii români cărora li s-a aplicat sentința cu moartea. După această pedeapsă a fost abolită. Imaginile de la procesul soților Ceaușescu, precum și execuția, au creat rumoare în 1989 și mulți ani după. Ele au făcut înconjurul lumii. Imediat după condamnare, pe 1 martie 1990, președintele completului de judecată, colonelul George Popa, sau Gică Popa, s-a sinucis și a dus toate secretele în mormânt. Astăzi vorbim despre ce a zis Elena Ceaușescu înainte de a fi dusă la execuție. Se pare că s-a certat cu un soldat. Soldatul i-ar fi zis, Leano a încurcat-o, iar Elena Ceaușescu i-a tras-o în jurătură printre dinți.